că eu, după cuvintele atât de pline de emoție care s-au răspit aici, Târgoviște, un oraș din Muntenia, se lângă multe altele care sunt mai mari și au mult mai mulți evrei, a fost un loc unde s-au găsit și evrei și nu doar evrei localnici, ci veniți din foarte multe locuri. O mică analiză a dispersiei locurilor de venire în Târgoviște arată că au venit aproape din toate provinciile țării, au venit din Bucovina, Basarabia, Ardeal, au venit și din Dobrogea, dar ce este mai important istoric pentru istoric este că aici au venit sefarzi și despre aceștia aș vrea să vorbesc. Înainte de asta, câteva chestiuni de ordin cantitativ, cam unde erau evrei în județul Dâmbovița, vă răpesc foarte puțin timp, cu o reamintire, poate că s-a și uitat pe unde se aflau acești evrei în județul Dâmbovița. La Târgoviște erau în 1930 551 de evrei. În 41 erau 135. O demografie este intrinsec și o istorie. În 42 erau 126, iar în 47 130 și astăzi, după cum bine știți, doar câțiva. Unde se concentrau în 30 evrei, unde erau cât de cât concentrați? La Găiești erau 137, apoi 21, apoi în 42, 2 și după aceea nici unul. În rural, și este ruralul cel mai puțin populat de evrei, ruralul județului Dâmbovița. Doar în plasa Cucioasa erau 39 și în plasa Târgoviște 27. În celelalte cantități sau numărul de evrei era nesemnificativ. Deci am spus că voi vorbi doar despre această ramură evreiască a sefarzilor, cine sunt sefarzii, cum au ajuns aici și ce trebuie să se știe. Dumneavoastră, în afară de faptul că vă amintiți că au fost bogătași, au fost oameni cu mână, să spunem, cu generoși care au oferit posibilitatea ridicării acestei sinagogi și a școlii și așa mai departe și altor instituții. Dar cine au fost ei ca origine etnică? Când se spune evrei, se înțelege că din evreii antici, trecuți prin medievalitate și apoi prin societatea modernă, au apărut niște oameni cu o fizionomie spirituală de un fel deosebit, care s-au numit evrei. Despre ei, unii au spus că sunt șmecheri, alții au spus că sunt serioși și sunt buni la suflet și așa mai departe. Cei care spuneau că sunt neconvenabil populației localnice, erau mai mulți decât ceilalți, aveau o experiență mai redusă în contactele lor cu evreii. Ceilalți îi lăudau, dar nu erau foarte mulți. De atunci și până au rămas atât de puțini, ideile s-au schimbat radical, s-au schimbat și vremurile, iar astăzi cred că despre puțini evrei care mai sunt în localitate, n-ar fi niciun motiv să se vorbească de rău. După câte știu eu, atât ceea ce se mai știe despre doctorul Kohlhausen, pe care l-am comemorat în primăvara aceasta, și ceea ce se știe despre fostul șef al spitalului, cred că era al spitalului din localitate, și despre ceilalți evrei, sunt numai lucruri de bine.
Să revin la Sefarz. Două mari ramuri ale evreimii europene. O ramură provenită din peninsula iberică, numiți Sefarz, care, după izbucnirea din 1492, au ajuns la Constantinopol, apoi la Salonic, Salonicul devenind un fel de Ierusalim al evreilor chisoniți din Spania, iar de acolo, prin Bulgaria, trecând Dunărea și ajungând într-o seamă de localități dunărene, apoi urcând mai sus, au ajuns și pe la dumneavoastră. Acești sefarzi erau oameni relativ bogați, care au contribuit la dinamizarea vieții economice, în așa fel, încât în secolul XIX erau aproape majoritari printre financiari, printre bancari, printre oameni care au creat industrie. Eu am să vă evoc câteva nume, unele având relații și cu meleagurile dumneavoastră. Deci câteva nume de evrei sefarzi care au avut contacte și la Târgoviște. Este vorba de familia Halfon, este vorba de familia Elias, de Davidjon Bali și nu vă mai ieșim și alte nume care ar putea să încăvăreze memoria, pentru că sunt în general necunoscute.